United a executat-o pe Spicon Sfântul Gheorghe chiar pe terenul acesteia. Elevii lui David Asande au fost eficienți și determinați și au dus scorul la 6-0. Gazdele nu au putut decât să reducă diferența pe final. Echipa a făcut un joc foarte bun, un joc care pot spune că nu a dat nicio șansă adversarului, ținând cont că la un moment dat chiar am condus cu 6-0, ceea ce mi-a permis să rulez tot lotul. Au jucat toți jucătorii, mai puțin mezinul echipei, Ilieș Matei, pe care nu l-am folosit. Dar sunt foarte mulțumit de toți jucătorii care au intrat în acest joc și au avut un randament foarte bun, adică întotdeauna când pregătești ceva și jocul iese așa cum ai pregătit, apar și asemenea rezultate și calitatea jucătorilor care au făcut ca această diferență să fie acest fel de 6-2, putea chiar fi mai mare dacă nu aș fi schimbat jucătorii. Pentru United urmează o partidă extrem de importantă cu Informatica Timișoara. Echipa gălățeană are nevoie de victorie pentru a se menține pe locul întâi. Da, bineînțeles că acum ne pregătim pentru următorul joc. Chiar acum a fost anunțat că acest joc se va disputa marțea viitoare. Nu știu data în cât este marțea viitoare, la ora 17. 14 martie și va fi și transmis în direct de un post național de televiziune de sport. Este un joc cu o încărcătură deosebită pentru noi, pentru că în acest moment Timișoara nu mai are nicio șansă la primul loc, asta este foarte clar, sunt la 4 puncte în spatele nostru. Noi suntem, depindem numai și numai de noi și cu o victorie ne consolidăm această poziție, rămânând ultimul meci de la Târgu Mureș, pe care trebuie să-l jucăm pe viață și pe moarte pentru a câștiga acolo unde Târgu Mureș este încă în acest moment campioana de anul trecut. United este decisă să meargă până la cap în acest sezon. Echipa gălățeană are mari șanse să câștige titlul de campioană în condițiile în care termină sezonul regulat pe prima poziție.